Bun găsit, dragii mei! Iată că vă fac al doilea clip privind numerele magice, de data aceasta pentru luna septembrie. Ați văzut că luna trecută am avut acest clip în care v-am spus 3 zile care ar putea să vă aducă o oportunitate, o bucurie sau mai știu eu ce noroc. Da? Șansele voastre sunt favorabile. Am calculat și pentru luna septembrie care ar fi acestea. Chiar sunt curioasă dacă cei care au ascultat clipul și au, mă rog, țin minte ce au făcut în acele zile, dacă au fost poate mai bune, poate au avut ceva șanse în plus, poate lucrurile s-au aliniat. Bine, și dacă ai avut o stare de bine, o stare de liniște, o stare de fericire, lucru pe care ar trebui să îl avem tot timpul și pe care ar trebui să-l cultivăm cu toții, pentru că despre asta este vorba, să ajungi la liniște sufletească, să ajungi la acel zen pe care îl vezi în filme sau în, mă rog, clipuri și așa mai departe, sau de care auzi de la alții, de la toți maestrii, într-un fel sau altul. La starea aceea trebuie să ajungem și noi. Am calculat, iarăși, pentru fiecare zodie în parte, câte trei zile. Zile în care multe planete sunt în armonie cu zodia în care voi aveți soarele, pentru că despre asta este vorba. Astfel că, în momentul în care planetele sunt în tranzit și fac anumite aspecte cu soarele vostru, da, că ai soarele în fecioară, că ai soarele în leu, că ai soarele în capricorn, nu contează, am ales acele zile ca fiind zile norocoase, optimiste, magice. Puteți să fiți mai deschiși, puteți să luați decizii, puteți să acționați în acele zile care pentru voi sunt norocoase. Poate să invitați la cafea persoana pe care o placeți sau să vă rugați partenerul, partenera să facă un lucru pe care nu ați convins încă, nu l-ați convins sau nu ați convins-o încă să-l facă, sau partenerul de business, sau să jucați la loto, cei care mai sunt, poate ori fi și persoane care vor să joace la tot felul de joculețe, sau care vor să investească, să schimbe jobul sau pur și simplu să se simtă mai norocoși. Băi, care este ziua mea norocoasă? Ei, iată că eu m-am ocupat să le calculez și acum vi le și spun. Ascultați și celelalte clipuri ale mele, pentru că veți descoperi o mulțime de informații care să vă ajute în horoscopul zilnic, horoscopul lunar, horoscopul săptămânal și de weekend. Tot pe aici, pe canalul meu de YouTube, de asemenea veți găsi și alte informații. Încă încerc să pregătesc și despre alte subiecte, dar sper să vă prindă bine acest clip în care discutăm cât de susținut sunteți energetic în anumite zile. Voi lua fiecare zodie rând pe rând și vă voi spune zilele în care ar trebui să aveți așa mai multă susținere. Desigur, aveți nevoie să acționați. Indiferent cât de norocoasă poate să fie o perioadă, o zi sau orice energie să vă aducă orice vreți voi pe lumea asta, dacă voi nu acționați și nu faceți ceva, lucrul ăla nu o să se adeverească, nu o să se întâmple. Ține foarte mult și de felul în care noi reacționăm la ceea ce se întâmplă. Astfel că poate să fie o zi foarte bună pentru tine, dar dacă tu nu faci nimic și dormi, stai pe canapea, te uiți la Netflix sau, mă rog, mai știu ce faci, nu te supăra apoi că nu s-a întâmplat nimic. Desigur, le luați așa, într-un mod, să-i spun, de divertisment, adică nu te duci să spui casa la pariuri doar pentru că ai auzit tu pe YouTube că acea zi este norocoasă pentru tine. Înțelegem și noi anumite diferențe, înțelegem acolo acea linie fină care delimitează, da? Haideți să ne bucurăm de aceste zile magice pentru fiecare zodie în parte, să le facem senine, să le facem pline cu bucurie și să aducem cât mai multe posibilități în viețile noastre, să creștem, să evoluăm și să ne bucurăm de tot acest proces. Voi începe, desigur, cu zodia Berbec. În această lună, da, berbecii vor avea oportunități atât pe bani cât și romantic și de toate punctele de vedere în următoarele zile. În data de 5 septembrie, 14 septembrie și 27 septembrie. Astfel că, dragii berbeci, în aceste zile sunteți favorizați
pentru anumite activități de orice natură, financiară, amoroasă, poate chiar jocuri sociale și așa mai departe, întâlniri. Taurii vor avea zilele magice următoarele. Data de 4, 17 și 30 septembrie. Acestea sunt zile în care puteți să profitați la maxim, să vă distrați, să faceți lucruri și pur și simplu să vă considerați mult mai mult susținuți sau lucrurile se vor adeveri cu ușurință. Gemeni. Zilele norocoase și cu cele mai bune aspecte între planete pentru zodia Gemeni sunt data de 19, 15 și 26 septembrie. Racii vor avea prima parte a lunii încărcată așa cu multe oportunități, dar eu sper să prindeți așa o bucată mai mare și să o țineți pentru toată luna. Începeți luna septembrie forță, data de 1, 3 și 14. Pentru raci, prima parte a lunii este așa cu multe floricele și cu unicorn și cu, eu știu, nori roz, dar sunt convinsă că toată luna va fi una interesantă pentru voi dacă veți lucra și voi în această direcție. Dar profitați de aceste zile. Pentru leu, septembrie aduce ca zile magice și norocoase următoarele date: 9, 13 și 23 ale acestei luni pe care urmează să o întâmpinăm. Pentru fecioară, care îi spunem și la mulți ani pentru că soarele se află în acest semn zodiacal, avem un început de lună promițător. Aș putea să spun primele zile ale lunii vor fi cele mai interesante. Data de 1, data de 4 și 8 septembrie. Cred că pe 8 septembrie avem și Sfântă Mărie. Deci este o zi frumoasă, o zi în care majoritatea își sărbează, pentru că avem multe mării, mărini, mariani, mariane și așa mai departe. Balanța este favorizată în această lună, în a doua parte a lunii. În datele de 13, care nu este cu ghinion, dragi balanțe, iată că septembrie va duce data de 13 ca fiind norocoasă, aspectele între planetele voastre sunt foarte bune, 26 și 27. Acestea vor fi consecutiv, vă bucurați atunci 26-27, să mai țineți încă 3 luni până la Crăciun din toată bucuria asta. Scorpion. Scorpionii au foarte interesant, le-am calculat scorpionilor, pentru că vor fi favorizați în primele 3 zile ale lunii. Aceasta pare să că au ieșit cele mai favorabile pentru voi magice. Data de 1, 2 și 3 septembrie. Deci tot ce aveți de făcut în care să considerați că am nevoie și de un gram de noroc, încercați să faceți fix în aceste 3 zile. Am ajuns la Săgetător. Iată că se mută de la începutul lunii la finalul lunii. Iar Săgetătorii vor avea zile magice 22, 23, 26 septembrie. Cele mai frumoase aspecte atunci au loc pentru voi. Capricorn. Capricornii sunt împărțiți foarte bine. Bine, ei oricum sunt împărțiți bine. Acum ce să fac? Modestia. Nu, asta cu modestia nu e prea bine. E bine acolo un gram, dar e important să-ți înțelegi calitățile și să le și arăți într-un fel sau altul. Dar Capricornul și-a împărțit el așa bine, nu și-a împărțit el. Planetele s-au așezat în așa fel încât aveți câte o zi aproape în fiecare săptămână. Bine, avem 3 zile pe data de 3, 17 și 25. V-ați împărțit strategic, aproape cam la 10 zile, așa să avem câte o zi care este bună, aproximativ. E bine, că ai pe toată luna, nu le ai la început sau la final. E, uite, așa a căzut în septembrie pentru voi. Luna viitoare vom vedea. Vărsător. Zilele favorabile pentru acești nativi vor fi în următoarele date: 9, 22 și 26 septembrie. Dragi vărsători, atunci puteți să plusați cât de mult puteți, să faceți ce vreți voi să faceți, să vi se alinieze toate într-un mod fabulos și magic.
Așa că țineți cont și de aceste date, ar putea să vă ajute să vă aducă un sprijin suplimentar. Perioadele cu mari oportunități sau zilele cu mari oportunități pentru nativii pești sunt următoarele. Data de 1, 2 și 4 septembrie. La fel, ați primit în prima parte a lunii. Așa s-au aliniat astrele pentru voi. Sper să fiți susținuți energetic toată luna septembrie și nu uitați, gândurile voastre vă creează viitorul. Planetele doar vă atenționează când sunt perioade favorabile sau nefavorabile, iar în funcție de deciziile pe care voi le luați, puteți să îmbunătățiți aceste aspecte sau să știți când să acționați. Nu citim viitorul prin astrologie, nu, doar ne cunoaștem, știm cine suntem și facem ce este mai bine pentru noi, pentru sufletul nostru și pentru a ne îmbunătăți călătoria aici pe pământ. Așa vă ajută astrologia. Deci nu citim în stele să știm care e viitorul, nimeni nu știe viitorul. Astrologia ne ajută să înțelegem ce putem să facem mai bine pentru noi, cunoscându-ne și cunoscând tranzitele planetelor, când e bine să acționezi. E ca și cum eu vreau să fac acum un om de zăpadă. Ia, ce să vezi, nu-i nisoare, cel puțin nu-i la București. Dar dacă știu când ninge, când e perioada în care există potențialul să ningă, eu atunci mi-au echipamentul pentru a ieși afară, să ies la zăpadă și să fac un om. Sau, mă rog, un om, o femeie, un ciofi, zăpadă să fie. Ați înțeles ideea. Dragii mei, sper să vă placă acest nou clip pe care îl voi continua lună de lună. Va apărea tot timpul înainte de a începe luna. Distribuiți-l și cu prietenii voștri și sper ca toate zilele să fie magice, norocoase, dar țineți cont și de aceste aspecte care vor fi și mai spectaculoase. Vă îmbrățișez!